capitolul 19. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le, Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu, Domnul, Dumnezeul vostru. Fiecare din voi să cinstească pe mamă sa și pe tatăl său și să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu vă întoarceți spre idoli și să nu vă faceți Dumnezei turnați. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Jertfa să fie mâncată în ziua când o veți jertfi sau a doua zi. Ce va mai rămânea până a treia zi să se ardă în foc. Dacă va mânca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urât. Jertfa nu va fi primită. Cine va mânca din ea își va purta vina păcatului său, căci ne cinstește ce a fost închinat Domnului. Omul acela va fi nimicit din poporul lui. Când veți secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în viața și să nu strângi boabele care vor cădea din ei să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin silă. Să nu oprești până a doua zi plata celui tocmit cu ziua. Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Să nu faceți nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproape lui tău. Eu sunt Domnul. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui, să nu te răzbuni și să nu ține caz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, eu sunt domnul. Să păziți legile mele, să nu împreuni vite de două soiuri deosebite. Să nu sameni în ogorul tău două feluri de semințe și să nu porți o haină țesută din două feluri de fire. Când un om se va culca cu o femeie, roabă logodită cu un alt bărbat și ea n-a fost răscumpărată de tot sau slobozită, să fie pedepsiți amândoi, dar nu pedepsiți cu moartea pentru că ea nu era slobodă. El să aducă Domnului pentru vina lui la ușa cortului întâlnirii un berbece ca jertfă pentru vină preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-a făcut, cu berbecele adus ca jertfă pentru vină, și păcatul pe care l-a făcut îi va fi iertat. Când veți intra în țară și veți sădi tot felul de pomi roditori, roadele lor să le priviți ca netăiate în prejur. Timp de trei ani să fie netăiate în prejur pentru voi, să nu mâncați din ele. În al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului spre lauda Lui în al cincilea an să mâncați roadele ca ele să vi se înmulțească din ce în ce mai mult. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu mâncați nimic cu sânge, să nu ghiciți după vârcolaci nici după nori, să nu vă tăiați rotund colțurile părului și să nu-ți razi colțurile bărbii. Să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. Să nu ține cinstești fata dând o să fie curvă, pentru ca nu cumva țara să ajungă un loc de curvie și să se umple de fără de legi. Să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori. Să nu întrebați ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân, să nu te temi de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu-l asupriți. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu faceți nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere. Să aveți cumpene drepte, greutăți drepte, efe drepte și hine drepte. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului. Să păziți toate legile mele și toate poruncile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul.